Dar DJ cel mai tare e să-l bată pe... la mine restaurant pe ăsta, pe cochilar. Brocan? Nu, domne, care era cu... care a purut cu badea, cum îl cheamă, care acum a luat-o pe... Oreste. Oreste. Pe Oreste. Da, da. A luat-o puțin pe... da, așa, are orientări, în fine. Nu corespund cu ale mele, fiecare face ce vrea. Și mamă s-a ridicat să-l... era jos la mine, celălalt era sus. A luat-o la fugă să-l bată pe ăla, că a zis că e ăsta care face Catherine, că de el zic, bă, nu e ăsta. Ăla mic domnul nu sunt eu. Gigi cu bădica, bă, că ți bat un joc de copii mei, el stai mă că nu e ăsta. Ia, ori s-a avut umorul așa, domnule, dă-mă un miel că mai... Că m-ai confundat, dar uite Gigi, bă, nu e... Deci spuneam, bă, că nu e ăla, e nimic. Ăla la masă, cu lumea s-a apărut la spate cu... Dar știi povestea cu Gigi de la... mănăstirii la Maglavit? Vezi că ne urmărește și pe aia ne sună și te... Îl doresc numai bine. Mi-a vorbit și mea la o dată. Deci, fii atent, e o chestie adevărată. Au existat inundațiile la Maglavit. Din zona aia, când a ieșit Dunărea din Albă și a ras pur și simplu un sat. Da? A ras. Și Gigi s-a dus și a făcut nu știu câte case în cartier. Așa, da, știu. Nimeni. Nu, aia e de dincolo, din Vrancea. Nu știu cu Vrancea. Cu votul aia cu Vrancea. Fiecare știe pe lângă. Da. Și omul s-a dus acolo. S-a dus și la mănăstirea Maglavit. Aia de acolo, de bucurie, alea, l-au făcut că e ctitor. L-au trecut ctitor și îl pictaseră pe Gigi în picioare, pe perete cum intrai în biserică, pe partea stângă, imediat, era Gigi, în picioare. Foarte bine. Dar pentru că Gigi n-a mai trecut pe acolo și au fost nu știu ce discuții, l-au șters. Gigi a auzit, din câte am înțeles, repet. Vezi că asta, te sună. Man, asta am auzit, să mă sune, n-am nicio problemă. Eu spun doar ceea ce am auzit. O să acolo și pentru că, dragă Doamne, n-ar mai fi trecut pe acolo și oamenii știi cum e, când le dai, li se cuvine, când nu le dai, de ce nu le dai, așa, au spus lui domnule, dar omul ar vrea să vină, hai să-i facem. Și l-au repictat, dar nu l-au mai făcut întreg. I-a făcut doar o bucățică de bust și mult mai mic prin perete, așteptând să vină, înțelegi, pe acolo. Și din câte am înțeles, n-ar mai fi trecut sau n-ar mai fi donat lucruri, chestii stocute. Amă, Gigi, atât dacă ar avea bani de un leu cât a donat Gigi, ce drept. Și milionar. Hai mă, ce drept. Da, din punctul ăsta de vedere. Știi ce mi-a plăcut mie la Gigi? N-am să uit. Era înzăpezit. Vezi tot, tot în zona Vrancea. Era lume, băbuți în casele șinate de foame, de sete, de alea. Era duminică, mi-am adus aminte acum. Știu cum să și s-a dus, a plătit bul de excavatoare și altele și a dezopezit. Și un reporter de ăsta de 2,50 lei, așa, domnul Becali, vă faceți publicitate și el a zis o vorbă foarte șmecheră. Mi-aș dori ca toți oamenii cu bani ca mine să-și facă publicitate în felul ăsta. Ajutând oamenii, bineînțeles. Ce mare, nici mi-chirii, îți dai seama. Da, mă rog. Ce mai ce lumea?